Stimați invitați, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Banca Națională. Îmi face plăcere să deschid astăzi conferința de presă pentru lansarea unui raport privind stabilitatea financiară. Acest raport a ajuns să aibă deja o frumoasă tradiție între publicațiile Băncii Naționale. Ea spune așa, procedura prin care instituția noastră dă seama în fața societății despre mandatele sale, maniera în care sunt îndeplinite. Primul raport privind stabilitatea financiară a fost lansat încă din 2006. Inițial am avut un raport anual. Totuși, complexitatea tot mai mare a pieței financiare din țara noastră, concomitent cu aprofundarea pe plan internațional a noilor abordări legate de prezervarea, de menținerea stabilității financiare, au determinat Consiliul de Administrație să decidă, începând cu 2016, realizarea și publicarea acestui raport de două ori pe an, cu obiectivul declarat de a surprinde cu mai mare promptitudine și acuratețe evoluțiile din domeniu. Acum eu nu doresc să intru prea mult în substanța raportului. Analiza va face obiectul unei prezentări a domnului viceguvernator Liviu Voinea și acestui panel. Sunt autorii principali ai raportului. Raportul a fost însă aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii și mai degrabă din această perspectivă de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României vreau să subliniez trei aspecte. De fapt, sunt trei cuvinte. Remarc în primul rând că abordările din cumprinsul acestui raport au căpătat o anumită standardizare și acesta este primul cuvânt. Standardizarea este aliniată întru totul practicilor bănci centrale europene și altor bănci centrale din Europa. De ce subliniez cuvântul standardizare? Pentru că în Europa s-au, acomodat câteva noțiuni, câteva cuvinte și când le folosești, înseamnă exact ce spune cuvântul respectiv, nu altceva. Observăm că în România standardizarea încă nu este acceptată și insistăm pe această standardizare. Comparația pe care am făcut-o în urmă cu câțiva ani și o repet și acum este cu prezentările meteo și ele sunt standardizate. Și ele inițial, așa, pentru cei mai în vârstă, știm că ideea de dorsala, de ciclon, anticiclon, la început erau mai puțin înțelese, fiecare îi dădea altă înțelegere. Acum ne-am obișnuit cu ele. Sublinez acest aspect. Sunt cuvinte și, să spunem, fraze standardizate, au un anumit sens. Înțelegem dorința mass media de a le spune mai pe înțelesul oamenilor, dar de aici până a distorsiona mesajele noastre este un pas. Și trec la următorul cuvânt. Raportul propune o analiză aprofundată a riscurilor la adresa stabilității financiare corelate cu evoluțiile din sectorul real, precum și cu cele de pe plan internațional. Propune de asemenea o hartă a riscurilor. Încercăm să vă obișnuim cu această hartă a riscurilor la adresa stabilității financiare din țara noastră, care se suprapune în bună măsură celor utilizate de alte bănci centrale din Europa. Principalele riscuri la adresa stabilității financiare le prezentăm noi ca fiind de natură externă, și ele sunt congruente cu cele identificate
de Banca Centrală Europeană și de Sistemul Federal de Rezervă din Statele Unite. Și ridic din nou capul din acest text și fac următoarea precizare legată și de discuțiile din ultima vreme. Când vorbim de riscuri, ne referim la riscuri. Nu sunt prognoze. Dacă spunem că economia are, în general, economia de piață are o evoluție ciclică și că după câțiva ani, uitându-te în spate cum se comportă o economie de piață și știm că ciclul are 7-10 ani în medie, te mai uiți și la alte date și spui că există riscul unei decelerări și apoi a unei recesiuni, nu înseamnă că am făcut neapărat o prognoză. Deci este o diferență, a spune, mare între ce spunem noi, există riscul decelerării, apropierii recesiunii și formulări de tipul Banca Națională prognozează recesiunea, prognozează dezastru. Și ca să îngroșăm așa, pe burtieră mai apare și altceva, nu? Avertisment dur, eventual, îmi place cuvântul dur, care este super utilizat de o parte din dumneavoastră, avertisment dur din partea guvernatorului. Dimineața am tot stat să văd un avertisment dur al meu cu prețurile și am așteptat o oră, era să rămân și nebărbăirit, n-a apărut, a apărut ceva cu prețurile, dar burtiera era clară că dau un avertisment dur. Bineînțeles că e ușor glumeață formularea mea, dar vreau să înțelegeți și seriozitatea acestei chestiuni. Haideți să învățăm un limbaj standardizat. Riscul este risc. Și așa transmitem societății ce vrem să transmitem. Lucrăm cu riscuri, evaluăm riscuri și în felul acesta atenuăm evoluțiile negative. Tratăm instabilitatea financiară. Un alt cuvânt. Și este o noutate relativă în acest raport. O reprezintă harta vulnerabilităților structurale la adresa stabilității financiare din România. Această hartă, o să vedeți, cuprinde trei vulnerabilități structurale importante, de a căror ameliorare semnificativă depinde o evoluție durabilă a stabilității financiare a țării noastre. O vulnerabilitate pe care am discutat-o în zilele precedente se referă la deficitele gemene, nu? Și formularea noastră a fost cam așa, să nu ne prindă recesiunea care va veni cândva. Nu facem o prognoză, că e greu să facem, cu garda jos. Eu spun că este altceva față de ceea ce îndeopște s-a transmis. Că iarăși dăm avertismente dure, că urmează prăpădul și că să vedeți ce critică Banca Națională Guvernul. Eu nu fac un pas înapoi a transmite un mesaj în clar. Dar este o distorsiune mare între ce spunem noi și ceea ce se transmite ulterior. Noi spunem ceva foarte clar. Ca să rămân pe această tematică, unde am văzut că mai mulți membri ai Consiliului de Administrație, inclusiv un membru al Academiei Române, a fost profund distorsionat în ceea ce a spus. Economia de piață este ciclică, va urma cândva. N-am făcut o prognoză, dimpotrivă, am spus în clar, nu vedem deocamdată niciun semn de recesiune. Dar va urma o recesiune și este bine ca această fază descendentă să nu ne surprindă cu garda jos, adică cu deficite mari. Pentru că nu vom putea să ne apărăm. De aici până a spune că lucrurile sunt îngrozitoare, că urmează un prăpăd, este o chestiune mare și sau o diferență mare și ținem la a sublinia că lucrurile le ținem sub control.
De fapt, la o citire atentă a raportului, noi pregătim ideea că Banca Națională în acest an își îndeplinește cele două mandate. Mandatul de stabilitate a prețurilor, pe toate probabilitățile, mai avem o lună, într-adevăr, indicele prețurilor de consum va intra în marja de fluctuație de 2,5% plus minus 1%. Și aici vom avea o problemă, sunt sigur. Nu? Pentru că unele prețuri cresc. Și indicele scade, prețurile cresc. Și prețurile cresc de regulă în decembrie. O să fie, nu? Mare tărăboi. De ce scade indicele în timp ce prețurile cresc? Prețurile cresc când ai un indice al prețurilor de consum de 3,5, înseamnă că au crescut prețurile, nu? Cresc prețurile în continuare. Cresc mai puțin decât anul trecut. Cum vom avea noi abilitatea să transmitem un mesaj corect aici, să nu fie distorsionat, bineînțeles că depinde și de noi, de direcția noastră de comunicare. Dar ăsta este mesajul nostru. Stabilitatea prețurilor este pe punctul să fie atinsă în acest sfârșit de an și să rămână acolo pentru orizontul de timp pe care încercăm să facem o prognoză. La fel, stabilitatea financiară, faptul că avem vulnerabilități și riscuri, nu înseamnă că nu ne-am îndeplinit mandatul de stabilitate financiară. Stabilitatea financiară nu are o comensurare numerică, spre deosebire de stabilitatea prețurilor. Nu putem să spunem, vedeți, am ajuns la indicele nu știu care. Pentru că nu avem acest indicator, dar putem să vorbim de asigurarea, prezervarea stabilității financiare atâta vreme cât riscurile nu s-au materializat sau s-au materializat în mai mică măsură. Am ridicat capul dintr-un text care altminteri este foarte clar, va fi pus pe site-ul băncii, pentru a încerca să mai exprim o dată în limbajul meu, nu știu cât de bun este, dumneavoastră ne veți da o mână de ajutor, cei din media, să-l îmbunătățim. Limbajul prin care încercăm să comunicăm aceste două chestiuni, stabilitate financiară, stabilitatea prețurilor. Doamnelor și domnilor, la capătul aproape 12 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, progresele realizate de societatea românească sunt cu totul remarcabile. Și când citesc acest lucru, mă gândesc să nu vină cineva să spună că ne îmbătăm cu apă rece, dar sunt, într-adevăr, remarcabile. În mod special, procesul de convergență. Convergență reală s-a materializat în cel mai pronunțat proces de reducere a decalajelor față de nivelul înregistrat la momentul aderării. Nu este un titlu de glorie numai pentru un guvern. Din 2007 s-au schimbat multe guverne în România. Am luat anul de bază 2007. Cu alte ocazii am folosit an de bază 2005. Și cu alte ocazii anul de bază 2000. În toate cele trei cazuri, procesul de convergență s-a realizat. Din 2007 până în prezent, deci cu acest an inclus, nivelul produsului intern brut pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare a ajuns de la 40% față de media europeană la mai bine de 60%. Dacă am luat anul de ca an de bază 2005, probabil că de pe la vreo 30 ceva la sută, iar din 2000 sub 30%. Este cel mai rapid ritm de convergență reală între toate țările care au intrat în Uniunea Europeană. Performanța este, cum am spus, remarcabilă, doar că ea trebuie să continue în același ritm susținut, ceea ce implică mai mult decât rigoare și mai cere o calitate superioară a administrației publice în general.
Avem nevoie de multe lucruri, de investiții substanțiale în infrastructură, de aliniere la standardele înalte ale practicilor administrative din celelalte țări ale Uniunii Europene și, în ultimul rând, avem nevoie de politici coerente, consistente, cum spunem noi, dar și creative, într-adevăr, în anumite limite creativitate, nu? Care să permită dezvoltarea industriilor performante cu valoare adăugată ridicată. Politicile coerente, înțelepte în cheltuirea banului public trebuie însoțite de programe îndrăznețe de ameliorare susținută a performanței din economie. Cu siguranță România anului 2018 este diferită față de România anului 2007, dar mai avem o bună bucată de drum înainte de a reuși o armonioasă și deplină integrare în circuitul de valori europene. Adoptarea monedei unice europene reprezintă în acest sens un obiectiv important, poate să fie o ancoră, un catalizator al transformărilor pozitive, dacă știm să folosim acest lucru în mod pozitiv. În același timp, adoptarea monedei unice trebuie privită mai degrabă ca o etapă de parcurs. Întrucât se apropie cu pași repezi sărbătorile de iarnă, vă doresc în numele Consiliului de Administrație al Băncii Naționale și al Băncii în general, împliniri personale, profesionale, mai mult succes în anul în care România va deține pentru prima dată președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Vă asigur, în final, că această instituție își va face datoria în continuare, în conformitate cu mandatul pe care trebuie să-l îndeplinească. Vă mulțumesc și vă doresc o dezbatere solidă despre stabilitate financiară. Bună dimineața! Domnule guvernator, dragi colegi, stimați invitați, prezentăm astăzi a 16-a ediție a raportului asupra stabilității financiare, raport realizat de Direcția de Stabilitate Financiară, condusă de domnul director Rădulescu și domnul director adjunct Neagu, coordonată de mine și aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din 22 noiembrie. Așa cum face și Banca Centrală Europeană, deci urmând buna practică a Băncii Centrale Europene, începem cu evoluțiile pozitive ale economiei, tocmai pentru a avea un tablou echilibrat. Nu e vorba doar de riscuri sau de probleme structurale, sunt și evoluții pozitive care trebuie menționate. Iar principala evoluție pozitivă o reprezintă scăderea riscului de supraîncălzire a economiei, care poate fi evidențiată pe două canale: decelerarea creșterii economice de la 6,9% anul trecut la 4% sau ușor peste 4% anul acesta, ați văzut datele pe trimestrul 3, la semestrul 1 era 4,1%. Așadar, o creștere economică mai aproape de nivelul său potențial, deci mai sustenabilă. Pe de altă parte, rata inflației care reintră în țintă, a fost în țintă la sfârșitul anului 2017, 3,3%, a avut un maxim în luna mai de 5,4%. Noi ne așteptăm să reintre în țintă chiar din luna noiembrie, în orice caz la sfârșitul lunii decembrie, deci la sfârșitul anului, să fie în ținta noastră 3,5%. Iar pentru anul viitor să atingă o valoare mai scăzută de 2,9%. Așadar, aceste două elemente combinate, decelerarea creșterii economice și revenirea ratei inflației în țintă, sunt elemente care ne îndrituiesc să spunem că riscul de supraîncălzire a economiei s-a redus. De asemenea, datoria publică a României a scăzut la trimestrul 2-2018, i-a reprezentat 34,9% din PIB, față de 37,6% în anul 2016, iar riscul de refinanțare a scăzut
Acesta se vede prin extinderea maturității datoriei publice. La iunie 2018, maturitatea medie a datoriei publice era de 6,4 ani, iar pentru eurobonduri aproape 10 ani, 9,7 ani. Aceasta înseamnă că riscul de refinanțare este mai scăzut, întrucât necesarul de finanțare an de an este mai mic, pentru că s-a extins maturitatea. În sfârșit, pe piața muncii, rata șomajului a scăzut. La sfârșitul 2017 ajunsese la 4,9%, la sfârșitul lunii iunie 2018 chiar 4,3%, iar rata ocupării a crescut 63,9% în 2017, în prezent peste 65%. Un alt element important de menționat este acela privind costul unitar cu forța de muncă, care, dacă ne uităm pe o perioadă mai îndelungată de timp, deci dacă avem o perspectivă de 10 ani, să spunem, dinaintea crizei față de acest moment, și dacă ne raportăm nu la noi înșine, ci la media europeană, pentru că noi facem comerț cu, în principal cu Europa, și raportat la ei, să vedem dacă suntem mai competitivi sau mai puțin competitivi. Acesta, deci, a scăzut de la 94% la 86% din media europeană. De altfel, aceasta și explică creșterea mai rapidă a exporturilor decât a importurilor în ultimii 10 ani. În ce privește sectorul bancar, și aici am avut evoluții pozitive, și fără a da cifre, le vom da ulterior, dar doar ca indicator principal, indicatorul principal de risc ai sectorului bancar, în ce privește solvabilitatea, indicatorul s-a menținut constant, este deja la un nivel ridicat, foarte ridicat. Calitatea activelor s-a îmbunătățit, profitabilitatea s-a îmbunătățit și structura bilanțului s-a îmbunătățit. Deci aceasta reflectă pe scurt sinteza sectorului bancar din România la sfârșitul trimestrului 3-2018. Acum, intrând în detalii, în ce privește solvabilitatea, vedem că adecvarea capitalului în România este mai ridicată decât media Uniunii Europene, 20% rata fondurilor proprii totale față de o media UE de 18,8% și mai ales față de un minim reglementat de 8%, în timp ce indicatorul de lichiditate, care reflectă raportul dintre valoarea rezervei de lichiditate și ieșirile nete de lichiditate, se situa în septembrie 2018 la 225% per total, mai mult decât dublu nivelului minim reglementat de 100%. În ce privește calitatea activelor, rata creditelor neperformante a continuat să scadă, la sfârșitul lui septembrie 5,6%, iar ultimele date de la sfârșitul lunii octombrie arată 5,38%. De asemenea, rata Texas, un alt mod de calcul, care raportează creditele neperformante la fondurile proprii de nivelul 1 plus ajustările de plecere, și ea într-o scădere permanentă în ultimii ani. Cu această rată de 5,6% la sfârșitul trimestrului 3, ne situăm în apropierea mediei europene, graficul alăturat, și sub pragul de semnal, care era de 8%. Deci am făcut în această direcție progrese importante în ultimii ani. În ce privește profitabilitatea, profitabilitatea sectorului bancar este superioară mediei europene, return on assets 1,3% anul trecut. Desigur, aș putea spune că această profitabilitate ridicată reflectă faptul că băncile au de unde să mai reducă marjele și, într-adevăr, principala sursă de profit a sectorului bancar o reprezintă veniturile nete din dobânzi, urmate de veniturile nete din comisioane. Pe de altă parte, așa cum arată graficul alăturat, indicatorii de eficiență operațională sunt încă scăzuți. De exemplu, active pe număr de angajați
Acest raport este de 1,8 milioane de euro, deci pe angajat, deci active pe angajat ale sectorului bancar. Spre capătul listei țărilor europene, deci relativ puțin. Eficiența operațională este la un nivel scăzut moderat, gradul redus de intermediere financiară fiind unul dintre motive. Și tema specială a lucrării, nu insist acum aici, se referă la modul în care această intermediere financiară poate fi crescută, printre soluțiile identificate fiind și creșterea disciplinei la plată în economie, ameliorarea sănătății financiare a firmelor și îmbunătățirea capacității băncilor de a transforma cererea potențială solvabilă în cerere efectivă. În sfârșit, structura bilanțului, de asemenea, s-a îmbunătățit atât pe partea de active cât și pe partea de pasive și vă dau un singur indicator aici care este relevant din perspectiva reducerii riscului de contagiune al unei eventuale crize externe. Ponderea pasivelor externe este astăzi de 9% din total pasiv, față de peste 30% în urmă cu 10 ani. De aceea, o eventuală criză externă ne va afecta mai puțin din perspectiva finanțării sectorului bancar. Trecem acum la subiectul principal al raportului și anume harta riscurilor. Înainte de a prezenta harta riscurilor pentru România, am considerat că este util, că este necesar să arătăm harta riscurilor identificată de Banca Centrală Europeană în ultimul raport de stabilitate publicat în urmă cu nici două săptămâni, de asemenea de Rezerva Federală a SUA, de asemenea în urmă cu mai puțin de două săptămâni. La Banca Centrală Europeană, primele două riscuri sunt riscul privind reevaluarea primei de risc pe piețele financiare internaționale, cu alte cuvinte, creșterea costului finanțării pe piețele internaționale, cele mai afectate în acest caz fiind economiile emergente, și riscul provenind din provocările privind sustenabilitatea datoriei, pentru că, firește, dacă îți crește prima de risc, aceasta are o influență asupra costului datoriei, în special pentru țările cu un grad ridicat de datorie, atât publică cât și privată. Iar din perspectiva Rezervei Federale a SUA, principalele două riscuri, situația Brexit, sigur, Statele Unite fiind o economie legată de economia Marii Britanii, situația Brexit și tensiunile fiscale din zona euro, precum și problemele economice din China și alte piețe emergente. Deci aceste două categorii de riscuri se regăsesc atât la Banca Centrală Europeană, cât și la în analiza Fed-ului. Nu este de aceea sau nu trebuie să fie de aceea o surpriză că acestea sunt și principalele două riscuri pe care le-am identificat noi în ce privește stabilitatea financiară din România. Și anume deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente, respectiv incertitudini privind evoluțiile economice din Uniunea Europeană, Brexit și situația datoriilor suverane din zona euro. Suntem așadar, sunt riscuri sistemice ridicate și în creștere și suntem în linie cu analizele Băncii Centrale Europene și ale Rezervei Federale Americane. Cealaltre trei riscuri sunt de natură internă, riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental, de asemenea un risc sistemic ridicat, dar în stagnare, tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, un risc sistemic moderat, dar în creștere, și evoluții privind piața imobiliară, un risc sistemic redus și în scădere. Dați-mi voie să dezvolt acum fiecare dintre aceste riscuri în parte. În ce privește deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente? Graficul pe care îl vedeți aici este foarte interesant pentru că el ne arată expunerea sau riscul de contagiune al economiilor emergente la creșterea dobânzii, în special creșterea dobânzii în Statele Unite ale Americii, pusă în analiză împreună cu soldul contului curent și cu rata inflației
Mărimea acestor bule pe care le vedeți aici ține de rata inflației, iar poziția pe o parte sau alta axei ține de existența unui surplus sau unui deficit de cont curent, respectiv de o datorie publică mică sau mare în monedă americană. Pentru că creșterea dobânzilor în Statele Unite afectează, istoric vorbind, economiile emergente, de aceea este importantă expunerea la această monedă. Ceea ce vedem din acest grafic este că România se găsește într-o zonă relativ bună, mult mai aproape oricum de economiile precum Cehia sau Polonia, decât de economiile care, emergente, care au în acest moment probleme. De altfel, evoluțiile recente pe piețele internaționale au demonstrat că se poate manifesta o evoluție divergentă a percepției la risc față de țările emergente. Plecarea capitalurilor din unele state emergente importante care se confruntă cu dezechilibre economice nu s-a generalizat asupra tuturor țărilor emergente. Astfel, regiunea din care face parte și România nu a resimțit masiv efectele negative ale înrăutățirii acestei aversiuni la risc, dar aceasta ne face să reiterăm necesitatea unui mix echilibrat de politici economice interne, tocmai pentru a ne proteja în eventualitatea manifestării acestui risc. Și graficul alăturat ne arată de asemenea faptul că datoriile economiilor emergente au crescut după criză, de fapt s-au dublat ca pondere în PIB și s-au triplat în valoare nominală, deci ca miliarde de dolari. De aceea, o eventuală creștere a dobânzilor, pentru că aceasta este situația într-o economie mondială încă, mă rog, caracterizată încă de dobânzi scăzute, cel puțin în Europa. O eventuală creștere a acestor dobânzi va afecta economiile emergente și de aceea acesta este primul risc pe care îl menționăm și noi. Și de aceea este nevoie să avem politicile interne în ordine. În ce privește evoluțiile economice din Uniunea Europeană, sunt cel puțin două situații de risc evidente, a spune. Una este Brexit-ul, deși avem un acord, rămâne de văzut dacă el va fi aprobat. Avem un acord, dar rămân incertitudini legate de implementarea acestui acord. Și celălalt factor evident de risc reprezintă situația datoriilor suverane din zona euro. Dacă începem cu acesta, iată, în mai puțin de un an de zile, practic în perioada dintre 1 mai și 21 noiembrie 2018, 21 noiembrie aici, pentru că ședința Consiliului nostru de administrație a fost pe 22 noiembrie când am aprobat acest raport, Italia se evidențiază cu o creștere a randamentului titlurilor de stat cu 150 de puncte de bază, urmată de Grecia, evident, Spania și Portugalia. Deși nu putem face o comparație și nici nu ne-am propus aici să facem o comparație cu România, având în vedere lichiditatea mai scăzută și volumul mai redus al acestor titluri de stat, a spune că România s-a situat, creșterea randamentului la titlurile de stat din România a fost în funcție de emisiunea de titluri de stat între 13 și 65 de puncte de bază. Deci nu atât de mare ca pentru principalele țări afectate din zona euro. Totuși, această situație a creșterii randamentului titlurilor de stat în câteva țări din zona euro pune riscuri pentru, nu doar pentru zona euro în ansamblu, ci și pentru țările aflate în imediata vecinătate a zonei euro. În ce privește Brexit, prezentăm aici două analize diferite. Una este realizată de Fondul Monetar Internațional, cealaltă este realizată de Biroul de Analiză de Politici Economice din Olanda.
cu privire la impactul Brexitului asupra celorlalte economii. Indicele de integrare, o noțiune destul de complexă, construită în baza mai multor factori, printre care valoarea adăugată din comerț, participarea în lanțurile de aprovizionare, deschiderea comerțului cu servicii, pozițiile bancare transfrontaliere și migrația. Deci cât de integrate sunt economiile europene cu Marea Britanie, vedem că România are un indice destul de scăzut de integrare, sub 1, în timp ce alte economii sunt substanțial mai afectate. Pe acest grafic nu apare Irlanda, pentru că era de vreo 10 ori mai mare și nu mai încăpea pe grafic. În rest, economiile europene sunt aici, între 0 și 3 indice de integrare. Însă Irlanda apare în tabelul alăturat, unde vedeți impactul asupra PIB-ului, în special, cumulat până în anul 2030, cea mai afectată țară Irlanda, urmată de Belgia și Luxemburg, cele mai printre țările mai puțin afectate, România, dar chiar și așa o pierdere de PIB de 0,3%, cumulat însă până în anul 2030. Dar acesta este evident numai efectul direct. Nu este inclus aici, nu sunt incluse aici efectele de rundă a doua, efectele secundare. Ori acestea pot fi resimțite prin canale indirecte de transmisie, atât prin diminuarea perspectivelor de creștere economică pentru principalii noștri parteneri comerciali, cât și prin propagarea incertitudinii și a lipsei de încredere a investitorilor în economie, ceea ce conduce iarăși la creșterea primelor de risc. Adică ne întoarcem la primul risc. Aceste analize sunt făcute în condițiile asumpției unui Brexit ordonat, adică al existenței unui acord de Brexit agreat de toate părțile. În cazul unui Brexit dezordonat, evident, impactul este mai mare. Deci, principalele riscuri la adresa stabilității financiare în raportul nostru sunt de natură externă, posibilă creșterea primei de risc pentru economiile emergente, respectiv incertitudinile din economia europeană, în special problema datoriilor suverane în zona euro și Brexitul. Pe plan intern am identificat trei riscuri. Primul dintre ele este riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental. Și aici trebuie explicat faptul, poate părea o ușoară contradicție, între scăderea ratei creditelor neperformante, pe de-o parte, și creșterea probabilității de nerambursare, pe de altă parte. Dar cele două, este graficul din dreapta, unde vedeți cu săgeți verzi rata creditelor neperformante și cu săgeți portocalii probabilitatea de nerambursare. Și vedeți evoluția divergentă a acestora, pentru următorii și pentru ultimul an, dar și probabilitatea de nerambursare se referă la procentul din debitorii performanță astăzi care sunt așteptați să intre în stare de neperformanță în următoarele 12 luni. Spre deosebire la rata creditelor neperformante care se referă la trecut, ce a intrat deja în neperformanță. De aceea, acest risc este un risc pentru viitor care ne preocupă și anume creșterea probabilității de nerambursare, în special pentru micro-întreprinderi și companiile din sectorul de construcții și din sectorul imobiliar. Însă și pentru populație, probabilitatea de nerambursare este preconizată să crească în următorul an, sigur, de la valori scăzute, de la 0,35% la 0,7% pentru creditul ipotecar, respectiv de la 2,8% la 3,5% în cazul împrumuturilor de consum. Dar aceasta se traduce mai mult decât liniar într-o posibilă creștere a creditelor neperformante. De aceea este nevoie de prudență în menținerea unui anumit grad de îndatorare. Deja, o parte din acest risc este atenuat prin faptul că în ultimul an a crescut ponderea creditelor cu dobândă fixă. Creditele cu dobândă fixă în creditele ipotecare au ajuns la 25% din total,
la septembrie 2018, între 1 și 5 ani fiind 11%, iar pe toată durata creditului 14%, iar în ce privește creditul de consum, aproape 80% sunt credite cu dobândă fixă. Această evoluție este de natură să protejeze la sau în eventualitatea unei creșteri a ratei dobânzii. Pe de altă parte însă, statisticile sunt statisticile care reflectă valori medii pot fi influențate sau pot să nu reflecte întru totul realitatea atunci când media este făcută din niște extreme. Și în cazul raportului credite dintre credite și depozite, vedem că acesta s-a îmbunătățit substanțial, am redat numai ultimii 2 ani aici, dar știm că această evoluție vine de după criză. În prezent acest raport este de 79%. Asta înseamnă că populația are mai multe depozite decât credite. Numai că dacă ne uităm în distribuția depozitelor, vedem că primii 50%, primele 5 decile, primii 50% dintre deponenți dețin numai 0,3% din totalul depozitelor, în timp ce primii 90% dețin doar 15% din totalul depozitelor. Pe de altă parte, 0,1% dintre deponenți dețin 15% din totalul depozitelor. Deci, este o inegalitate pregnantă a distribuției depozitelor și aceasta trebuie menționată atunci când menționăm rata sau raportul dintre credite și depozite. Nu toți cei care au credite au și depozite și viceversa. În ce privește situația macroeconomică, un risc pe care l-am menționat și în rapoartele trecute, îl menționăm și în acest raport, este cel privind tensionarea echilibrelor macroeconomice interne. Deficitul bugetar pe de o parte și deficitul de cont curent pe de altă parte se situează în apropierea nivelurilor, să spunem, de semnal. În ce privește deficitul structural, adică deficitul pe care o țară îl are dacă ar crește la nivelul PIB-ului potențial, acesta depășește chiar 3%. Dar deficitul bugetar este acolo, la limită, însă mai mare decât în urmă cu 4-5 ani. Această situație trebuie pusă în corelație cu deficitul contului curent, care, evident, acestea două se și numesc deficitele gemene, ele evoluează în paralel, unde vedem, deși valoarea în sine nu este încă mare, deficitul de cont curent la sfârșitul primului semestru din 2018 a fost 3,2% din PIB, nu ne așteptăm ca până la sfârșitul anului să depășească 4%, iar 4% este media din anul 2000 și până în prezent a deficitului de cont curent, deci suntem sub, să spunem, un prag de semnal sau de atenționare, însă, dacă ne uităm în ce privește finanțarea deficitului de cont curent, vom vedea că la semestru 1 acesta nu este acoperit integral de fluxurile non-generatoare de datorie, deși ele sunt în apropiere, dar nu este integral acoperit, în timp ce, dacă ne uităm la alte țări europene, vom vedea că ele înregistrează, în special țările cu care noi ne comparăm, Cehia, Ungaria, Polonia, ele înregistrează surplusuri de cont curent. De aceea, deși aceste deficite nu au depășit pragul de semnal, noi atenționăm asupra tensionării echilibrelor macroeconomice într-o perioadă în care economia crește. Și crește bine, am spus, decelerează de la 7 la 4, dar oricum 4 este un nivel ridicat pentru raportat la Europa și chiar la potențialul nostru. În sfârșit, evoluțiile privind piața imobiliară, rata anuală de creștere a prețurilor imobililor rezidențiale, deci lună la lună, în luna iunie 2018, a fost 2,7%, ceea ce este substanțial sub pragul semnal al Comisiei Europene de 6%,
De aceea acest risc îl și considerăm în scădere. Însă și aici piața nu este unitară, în sensul în care sunt anumite zone unde prețurile cresc mai rapid și anumite zone în care prețurile nu cresc deloc. În sfârșit, pentru prima oară într-un raport de stabilitate, am introdus și o hartă a vulnerabilităților structurale. Diferența mare între risc și risc sistemic și vulnerabilitate structurală, fiind aceea că riscurile pot fi atenuate sau abordate sau rezolvate relativ pe termen scurt și mediu prin politici publice adecvate, în timp ce vulnerabilitățile structurale sunt de durată, sunt pe termen lung și pentru rezolvarea lor este nevoie de reforme structurale. Iar aceste trei vulnerabilități structurale cu care ne vom mai întâlni cu siguranță și în următoarele rapoarte sunt problema demografică, disciplina scăzută de plată în economie și nivelul scăzut al intermedierii financiare. O scurtă detaliere a lor. În ce privește problema demografică, ea este determinată de două aspecte. Pe de o parte, rata sporului natural al populației, care este negativ de după 1991, 3,1 la mie în 2017 cu semn minus. Iar pe de altă parte, emigrația, care a cunoscut valori deosebit de ridicate în ultimii 15 ani. Ca să dăm doar doi indicatori aici, total român plecați în străinătate ca pondere în total populație 14% și total român plecați în străinătate ca pondere în total forță de muncă rămasă în țară 36,6%. Asta înseamnă că, sigur, dacă i-am adăugat la forța de muncă din țară, asta înseamnă că, practic, unul din patru români apți de muncă a plecat din țară să muncească în străinătate. Și raportul față de cei rămași este de 1 la 3. Aceste lucruri, aceasta este o problemă structurală, s-a dezvoltat în timp, nu poate fi rezolvată de azi pe mâine, dar poate fi privită și din perspectiva faptului că există un potențial de creștere a înzestrării cu forță de muncă în cazul în care o parte din această emigrație s-ar întoarce. A doua problemă structurală a economiei o reprezintă disciplina scăzută de plată și vulnerabilității în bilanțul firmelor. Este o temă pe care noi o menționăm de mai mult timp. Domnul prim-viceguvernator Georgescu menționează de și mai mult timp. Și ca să dăm doar câteva cifre, companii cu capitalul propriu sub limita reglementată reprezintă 40% din totalul companiilor din România. Companii cu capitalul propriu negative, 39%. Ele nu se adună, atenție, pentru că unele dintre ele se repet, se găsesc în mai multe astfel de categorii. Companii cu cifra de afaceri egală cu 0, 24%. Deci una din patru. Companii cu numărul de salariați egal cu 0, 41%. Companii care cumulează cele trei atipii, adică situații atipice, și anume capitalul proprii negative, cifră de afaceri 0 și salariat 0, 14%. Da? Aceasta este o problemă acumulată în timp, o problemă structurală, dar este una din problemele care trebuie rezolvate înainte de a intra în zona euro. În sfârșit, nivelul scăzut al intermedierii financiare. Pe de o parte, vedem ponderea activelor sectorului bancar în PIB 49%, sub ponderea țărilor din regiune, ca să nu mai vorbim de media europeană, care e de 5 ori mai mare. Dar, pe de altă parte, aceasta înseamnă poate fi interpretată și ca existența unui potențial de creditare încă neutilizat. Și dacă ne uităm în sectorul de activitate
După sectorul de activitate al companiilor, potențialul de creditare neutilizat este în special nu, în sector, nu la nivelul populației, ci la nivelul firmelor, iar aici principalele sectoare care ar putea accesa mai multe împrumuturi bancare sunt industria și serviciile și utilitățile. Dacă vă întrebați cu privire la structura pe tip de proprietate, aceasta este aproximativ 80% companii cu capital privat, 20% cu companii cu capital de stat, care ceau aceste companii, au încă un grad de îndatorare foarte scăzut, dar sunt în același timp companii profitabile și orientate către export, deci către care băncile ar trebui să se îndrepte. În încheiere, reamintim harta riscurilor din acest raport. 3 riscuri sistemice ridicate, 2 în creștere de natură externă, deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente, respectiv incertitudini privind evoluțiile economice din Uniunea Europeană, Brexit și situația datoriilor suverane. 1 risc în stagnare, riscul de nerambursare a creditelor contractate către sectorul neguvernamental, acesta deja e un risc intern. 1 risc sistemic moderat în creștere, tensionarea echilibrelor macroeconomice interne și un risc sistemic redus în scădere, evoluții privind piața imobiliară. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți câteva întrebări, vă stau la dispoziție.